Din dia FCSB se joacă la Ploiești, suntem pe stadionul Ilie Oană, este un meci contând pentru etapa cu numărul 11. Florea, un 3 contra 4, bine pasează la... Da, mingea este în bară, pasă la Iliuță Popa, care a trimis în bară, mare ocazie și iată o mostră de ce înseamnă un joc echilibrat, joc bine... Oleu, ce acolo? Roșu, arbitrul Rusandu. Kocić este autorul acestei agresiuni. Nu este offside pentru că șut iese târziu la offside. Apoi trage Popa. O minge care nu știu dacă îl atinge acolo pe Șerban. Cred că nu. Mai degrabă este șutul lui Popa care se duce în stâlp. Mingea este degajată și urmează apoi... Reușește Ovidiu Popescu să deposedeze. Ovidiu Popescu trimite în fața porții. Ce ratare acolo. Vedem încă o dată intervenția bună a lui Ovidiu Popescu. Și pasa pe care Cașerul nu reușește să transforme. Trimite acolo cu piciorul stâng. Pleacă centrarea. Lovitură de cap. Plonjon frumos al lui Căbuz care scoate lovitura de cap a lui Adrian Șut. A urcat Crețu, i-a făcut loc Cordea, centrarea lui Crețu arată destul de bine și un șut din cădere, un șut din cădere a lui Cheșeru, minge deviată în transversală, a doua mare ocazie a FCSB-ului în această partidă. Centrare bună a lui Crețu, șutul lui Cheșeru, minge deviată. Edi Ordănescu protestează, e foarte nervos. Meme Stoica trage de el, îl trimite înapoi pe bancă. Ia la margine, nu, acum este Florea. Feta lui Florea îl culcă pe Crețu, șutează Florea! Boxează Vlad. Ce a putut să se întâmple? Bun, aici este Fenta frumoasă a lui Florea, șutul său, boxat de Vlad. Radunovic. Fenta lui Radunovic, centrează cu stângul, minge deviată, Cheșeru șutează alături, stop bun și reluare fulgerătoare cu stângul, puțin alături, mare șansă de gol, ratată de vârful de atac al FCSB-ului, se ducea mingea spre vinclu, trecut puțin alături și efectul se vede în... Calitatea precară, iată-l pe Vlad, prins un pic în afara porții, l-a testat acolo, l-a căutat Florea cu o boltă. Florea cât pe ce să deschidă scorul, cu o minge de la distanță mare, vreo 40 de metri în diagonală. Vlad pasă bună lui Budescu, Cordea în fața porții, intervenție extraordinară a lui Căbuz. La reluarea lui Vali Gheorghe. Iată-l pe Săndoi. Îmi aduc aminte de Săndoi, cel care acum a degajat mingea în afara stadionului, iar pe când Chindia era în B, i-a pus piedică lui Neguț. Când Neguț, pe atunci jucătorul lui FC Argeș, scăpase pe contraatac. Încă o dată, intervenția formidabilă. Budescu, pasă bună lui Budescu, șut în plasa laterală a lui Olaru. Acțiune simplă, încheiată destul de periculos. Olaru a șutat cu dreptul, mingea trece puțin alături. Combinație bună, pasă precisă a lui Budescu. Și șutul lui Olaru, care ocolește poarta. Vinicius este trimis în față, pleacă centrarea care îl caută pe Vinicius, o minge care lovește în mână pe Iacob și este un penalti și cartonaș galben arătat lui Iacob, penalti cu 20 de secunde înainte de final. Sigur,
Suporterii Chindiei vor invoca acest argument. Ai dat un om afară, ne-ai dat un om afară în minutul 8. Dai 11 metri cu 20 de secunde înainte de final. Iată șutul lui Olaru. Mingea îl lovește în mână pe Iacob. Mâna este depărtată de corp. Da, penaltiul este indiscutabil, n-aveai cum să nu-l dai. Și Budescu execută. Un penalti de 3 puncte. Iacob încă cere lămuriri. Penaltiul este indiscutabil. Acolo este tânărul Șerban care pune presiune pe Budescu. Cere arbitrului să verifice poziția mingii pe punctul de la 11 metri. Elana lui Budescu, destul de mic. Să vedem dacă va reuși Căbuț să scoată și, și această fază și această minge. Predica ținută de arbitru. Căbuț trebuie să țină un picior pe linia porții. Rusandu verifică poziția celorlalți jucători în afara careului. Moment de mare importanță pentru această partidă, ultimul moment important. Budescu îl scrie, așteaptă să plonjeze Căbuz și Budescu punctează de la 11 metri, probabil la ultima fază a acestei partide. Victorie smulsă cu forcepsul de FCSB. Final de meci, de înțeles frustrarea gazdelor. Să vedem ce se întâmplă în continuare, pentru că îl văd pe Florea cu atitudine războinică, îndreptându-se spre arbitru. Rusandu înconjurat, înconjurat de fotbaliștii Chindiei. S-au luptat. Atitudine foarte bună. Au făcut tot ce se putea face ca să țină rezultatul neschimbat pe tabelă.